Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face prăjitură cu nucă prăjită și nucă de cocos. O prăjitură fină cu două creme și două blaturi, unul cu nucă prăjită și unul cu nucă de cocos. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blatul cu nucă prăjită vom avea nevoie de 150 de grame de nucă prăjită tocată mărunt, 5 albușuri, 250 de grame de zahăr, 2 linguri de cacao și 2 linguri de făină. Într-un bol punem albușurile și le batem spumă cu mixerul. Când sunt bine spumate, putem începe să adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Apoi adăugăm făina, cacao și nuca prăjită. Omogenizăm totul bine. Punem compoziția obținută într-o tavă cu dimensiunea de 38x26 cm, unsă cu ulei și tapetată cu hârtie de copt. Dăm blatul la copt la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când înfingem o scobitoare în mijloc, iar ea este curată. Pentru blatul cu nucă de cocos vom avea nevoie de 5 albușuri, 250 de grame de zahăr, 50 de grame de nucă de cocos și 2 linguri de făină. Într-un bol punem albușurile și le batem spumă cu mixerul. Când sunt bine spumate, putem începe să adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Apoi adăugăm făina și nuca de cocos. Omogenizăm totul bine. Punem compoziția obținută într-o tavă cu dimensiunea de 38x26 cm, unsă cu ulei și tapetată cu hârtie de copt. Dăm blatul la copt la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când devine auriu deasupra. Lăsăm blaturile să se răcească între timp ce vom face cele două creme. Pentru crema de ouă vom avea nevoie de cele 10 gălbenușuri rămase de la blaturi, 250 de grame de unt la temperatura camerei, 300 de grame de zahăr și 2 plicuri de 8 grame de zahăr vanilinat. Într-un bol care este pe baie de aburi, punem gălbenușurile, zahărul și zahărul vanilinat. Cu untel amestecăm continuu timp de 20 de minute. În acest timp, ele se vor găti și se vor spuma. Când crema de ouă este rece, punem untul într-un bol și îl spumăm cu mixerul. Apoi adăugăm treptat câte o lingură din cremă peste unt, mixând bine după fiecare adaos, până când terminăm de încorporat toată crema în unt. Pentru crema de budincă vom avea nevoie de 350 de ml de lapte, 150 de grame de zahăr, un plic cu praf pentru budincă de vanilie și 250 de grame de unt la temperatura camerei. Într-un bol punem praful de budincă, zahărul și 5-6 linguri de lapte ca să formăm o pastă omogenă. Restul de lapte îl punem într-o cratiță și îl lăsăm să fiarbă. Când laptele fierbe, punem amestecul făcut mai devreme în el și amestecăm continuu cu o lingură de lemn până când se îngroașă. Lăsăm budinca să se răcească. Când budinca este rece, într-un bol punem untul și îl spumăm cu mixerul. Apoi adăugăm treptat câte o lingură din budincă peste unt, mixând bine după fiecare adaos până când terminăm de încorporat toată budinca în unt. Acum vom asambla prăjitura. Peste blatul maro cu nucă punem toată crema de ouă și o întindem uniform.
Blaturile sunt foarte fragile și au aspect crăpat, dar dacă avem răbdare cu ele, nu se vor rupe. Peste punem blatul alb cu nucă de cocos. Deasupra punem toată crema de budincă de vanilie și presărăm nucă de cocos. Prăjitura este gata. Priviți cât de bine arată. Are două blaturi dulci și aromate și două creme fine. Are un aspect deosebit de frumos și un gust minunat. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!